În primul rând, dacă tot v-am prins dispuși să împărțim câteva minute împreună astăzi, înainte de toate, Crăciun fericit neapărat! Acum, povestea e foarte simplă. Crăciunul ăsta m-a dus cu gândul la copilărie. Copilăria la muzica pe care o ascultam atunci. Iar muzica pe care o ascultam atunci la o doamnă pe care, sincer, mi-ar fi făcut mare plăcere să o cunosc. O doamnă extrem de frumos îmbrăcată, fină... Da mă vede, dar să vede că e o doamnă în vârstă. Și vine, mă iau, efectiv, m a luat în brațe, m a pupat și ce să știți că am copilării cu a ca noastră, domnul Cătălin. Zic, să rămână, zic, dar arătați exact câți ani aveți? 92. e el, laptele și mierea mamelor și budicilor noastre. Doamne, numai de nu le-aș spulbera astăzi mitul. Pe aveam pe persoana de chimie care făcea și era și diriginta noastră. Intra și Cristian, ești aici, da, și mă îmi o șapte. N-am avut niciodată mai mult de șapte la purtare niciodată. Dar nu mai puteau să mă radă pe cap. Incredibil. Că nu puteam să mă duc la cântarea României reprezentând liceu, ras pe cap, știi, că arătam ca un pușcăria și nu mergea, știi? Aoleu, deci cu cine avem noi de-a face de fapt? Și fix acum de sărbători. Dar ce zici ce întâlnire astăzi, mă? Neașteptată, Cătăline. Neașteptată mai mult cred pentru mine că tu m-ai invitat. Deci pentru tine ar trebui să nu fie neașteptată. Eu mă pentru gândesc la cei care ne privesc. A, ah, eu mă gândesc am la cei am care că e neașteptată și pentru tine e, și regret că am venit, că ai zis: "Bă, l-am chemat, ce neașteptat că a venit." <laughs> cum ar fi <laughs> fost, lau, pe da. Pe de la eu o vârstă, să știi că avem surprize, știi? La o vârstă așa se întâmplă. Să știi că eu nu sunt stresat Tot din nu? punctul ăsta Pareți de vedere. Îți și de ce. Acum foarte mulți ani am învățat de la Nea Alifantis, el mi-a zis vorba asta și am ținut-o minte. Senilitatea nu are vârstă. Frumos spus, Bă, da. Din momentul ăla m-am relaxat. Mi-am dat seama, da, că orice ar fi, da. eu sunt ferit. Mă, e... mă, timp... uit, mă la tine, Cătăline, mă uit și la mine. La mine mă uit metaforică, n-am cum să mă uit la mine, decât dacă am o oglindă în fața, altfel nu. Bă, și îmi dau seama mă, că matematica a pierdut doi oameni care ar fi putut să-i folosească. Mă. Matematica a pierdut, dar au câștigat totuși mulți dintre români, mai ales la tine. Nu că știu că ce se uită eu... la emisiunile ta, dacă erai matematician, uite, ajungeai primar. Bă, să știi că era o șmecherie. Vezi? Eu știu. Deci nu știu o dacă... Apa caldă e mai dificil, că e altă mâncare de pește. Dar aici, să dar... știi că tu ai făcut matematică pentru că probabil ți-a mers cap. La mine n-a fost așa. Deci eu n-am fost foarte bun la matematică, făcând Mihai Vitează și fiind unul dintre cei mai buni de la matematică fizică de la Mihai Vitează. Așa. Dar nu pentru că eram bun sau că mă ducea capul. Am făcut meditații cu gheba. Nu cred, mă. Și cum probabil că Baquier, ai puțin, chiar tu cu de Ba da. Tu l-ai prins pe Gheba însuși da, profesor. Da, da. Păi scuză-mă, dar nici n aveai cum să scapi. Pe asta spun că de indiferent de cât de idiot erai, oricum știai ce... Am luat teze și am luat examene și pe mă, pe la olimpiade. Da. Me aduceam aminte, deci nu știam să rezolv problema, habar n-aveam, Așa. Dădea, dar știam o, o vizualizam că e pe paginea stângă de sus, undeva până la mijlocul cu paginii, cum se rezolvă. Memorie vizuală. Memorie vizuală, exact. Deci, eu rezolvam foarte multe din memorie vizuală sau mi-aduceam aminte, repetam în, și vizualizam în da? interior ce mi-a el atunci. Da. Dar cred că era și un profesor bun, nu? Extraordinar. Și ținea foarte mult la mine și tai că nu vrea, care vrea neapărat să fac. Păi cântai sau de... ținea <laughs> no, la tine? Nu, no, că nu am cântat în viața mea, eu n-am vrut să cânt. Nu am mult ce -o trebuie cu cântatul. Nu am 11 ani cântat n-am vrut o mie de ani A fost o întâmplare. Dar stai-mă puțin, păi și tu ce ți-ai dorit să faci? Eu? Da, de felul Eu? Tău așa. Uh, pian classic. Pian classic. Eu, pian ah, clasic. Pian clasic. Da, A, să te dau zici la că n-ai vrut să cânti, ai vrut să cu vocea. Am Vocal, înțeles, da. 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 Și tai că mi vrea neapărat să dau ori la ori la Politehnică, mă rog, ca orice părinte să faci ceva serios. Mă, oamenii trebuie să știe că pe vremea noastră noi, nu e foarte mare distanță no, între noi. Sunt... Eu am 52. Sunt... Tu păi și eu 48. Sunt 4 ani 8. între noi. Suntem acolo, practic. Nu generația. Așa de cu acolo. Exact, da. da. Pe vremea noastră, părinții știau bine ce ne, ce vrem noi. Nu noi. Cred că și acum știu, numai că acum nimeni mai ascultă. Generație. Eu așa zic. Da. Păi, da, tu zici că ai un destin de asta, te-ai întâlnit numai cu nume mari. Ai făcut matematică cu Gheba și șah cu Elisabeta Policroniade, am auzit. Da, da. Da, da, da. da. Cum? Plăcut. De unde până unde? Întâmplarea. Ne-am văzut la o emisiune cu Elisabeta, ne-am cunoscut cu Elisabeta de și. Câți ani aveai atunci? După Revoluție, în 87 aveam 19 ani. Deci, 22, 23, după 90. Ok. Și a fost așa o energie foarte bună între noi și n-am învățat numai șah. Am învățat multe lucruri despre viață. Da? Da. Ea a zis o chestie frumoasă, mi-aduc aminte la un moment dat, chiar despre viață. Zicea că diferența dintre șah și viață e că în șah nu se trișează. Ba, aia se trișează, să știi, nu vreau să contrazic asemenea maestră internațională. Ră, Citatul rămâne. Dar de multe ori îi dai o tură gratis, Aluia din față. Păi ala nu-i îl, da. îl păcărești Îl Adică, iau, nu, trișat în sensul Trișat e dacă am bun, eu o piesă bun. și am pus-o din da. nou da. și el n-a văzut. Da. nu nou. să se fură, adică. Păi, nu ai da. cum să prea da, adicezi. Dar aș, Asta, nu... Asta e zis. capcană ce zici tu aici. Dar păcărești. păcălești. Întind o capcană <laughs> și tu dacă ai mușcat. Îl crești. ai fericit că ți-a ți luat regina și să-i dai cu două, a doua tură mad, știi? Da. Aș vrea să mă întorc puțin la, la începuturile tale, că încerc să-mi dau seama cum ai ajuns tu să faci ceea ce te-a făcut cunoscut în ochii și în inimile oamenilor pentru ceea ce reprezinți astăzi. Te deci studiam pianul paralel, eram la... mă, și la pianul acum cum ai ajuns? Aveați pian în casă? Aveam pianină, o am și acum. Ai, ai avut-o stă... din Am avut-o din luată de stră, stră bunică mea. Ok, e o moștenire de familie. Ai fost curios să o deschizi? Nu. N-ai fost curios. Țineam fel de fel de jucării, de cărți pe ea, nu. Niciodată n-ai fost curios să apeși pe clape să vezi ce sunt. Deci, trag eu concluzia că nu prea îți plăcea. Nu, îmi plăcea să stau afară, să joc fotbal, să joc baschet, să not, să joc tenis. Îmi plăcea tot timpul să stau afară, să mă joc. Așa. Așa. Și tai că mi-a zis ceva: dacă tot avem pianina asta, hai să te apuci și tu să înveți și Băi. tu, un pic. Un pic. Păi, nu, că vreau afară. Era mică, șase ani. Ok. Da, și uite că trebuie să-i mulțumesc, trebuie să le mulțumesc părinților că oarecum în, în debut m-au forțat, dar da. la primul concurs pe care l-am câștigat și au venit profesori, au, cei din sală au aplaudat. A luat premiul întâi și ai simțit că stai mă, că? E, da, e loc de. e loc Bă, celebritatea. de celebritate. ce era celebritate era bucuria că tot ce am muncit până atunci Așa? avea și rezultat. Adică se oglindea practic în cer, aplauze și. Diploma ce mi a fi dat atunci. Mai. Deci Bruce Piano a devenit interesant. Da, și uite trebuie să le mulțumesc părinților mei și acum, pentru că fără piano reușeam să scriu atâtea sute de melodii pe care le-am scris, le-am orchestrat. M-am citit undeva. 634 sunt cu totul, dar nu sunt scrise numai de mine. 33 de ani sunt vreo 20 ani, să știi că nu sunt așa mult. Așa l ai socotit, că mă gândeam cum n-ai Nu le-am socotit, eu mi-a zis, mi -a zis cineva, o, o, fană, că una am și eu. Și ea... ea Câți ani are de curiozitate? 84. A, nu știi... Uh, nu știu de ce râzi. Păi nu râd, vă, dar știi că tu îmi spuneai la un moment dat, mi povestit Păi fii m-am întâlnit ieri în oraș, mă, și da. o domnișoară drăguță, mă, drăguță foc și îmi zice, ă, domnul Cătălin Crișan, dar dacă aș vrea să facem o poză sau să-mi dați un autograf, nu mai știu care era. Și, eu și tu felicit. emoționat, da, extrem de Mama vă iubesc, bunica, 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 vă iubește atât de mult. Dar pe aia știi, când mă duceam la Neasandu, la Arșinel, la Tăneasem, era frumos, așa, acum câțiva ani. Și o doamnă extrem de frumos îmbrăcată, fină, da mă vede, dar să vede că e o doamnă în vârstă și vine, mă iau, efectiv, m-a luat în brațe m-a pupat și zice, să știți că am copilării, cum ziceam noastră, domnul Cătălin zic, să rămână, zic, arătați-mi, câți ani aveți? 92 Zic să rămână. Bine, n-a fost prevalativ. Femeia a zis-o cu tot sufletul, da, știi? Da, Dar da, sună frumos că am copilă Fii, Și zic că stai seama cum arăt dacă acum 70 și ceva de ani a copilării doamna cu, cu mine. Uite ce râde bă, și el. Băi Avem aici echipa întreagă. Bă, care că tu ai dat că eu mi-aduc aminte de la debutul ăsta, mă. Mă rog, acum ăsta e mai puțin de debu. asta asta nu nu e debut. Ăsta nu debut, e 94 sau ceva, 96 când am lansat că, dacă pleci. Bine, ia stai să găsim asta. Debutul până găsești tu, spun eu, 1987 festivalul de la Mamaia. Vorbește mare, Secția interpretare. Interpretare, prima oară, da, dar stai să vedem dacă găsim mm. și... Ia uite. Asta e. Asta era, da. Era prima oară când cântam uh, pe o scenă și de să mai era și în direct. Se transmita la radio și la televizor. Erau două programe și radio era unul. Și aveam niște emoții. Am încurcat și versurile. Cu din genunii, vorbește mare. Versul era cu hohot. Cum era original? Cu hohot din genunii, vorbește mare, așa am zis cu 7. <laughs> Ia, bă, stai să... -mi... Cu din genunii, vorbește mare. <laughs> Îl, când... <laughs> Deci, primul vers pe care l-am cântat și în viața mea. Da, frumos, mă. Sacou. Uh, Hai e, să spun e, de Sacou. E un unt, așa, e, nu e alt 13, e alb. Nu, ăla... e un fel de pijama, după cum observi, sau ca un halal cu trei numere mai mari. De ce? Pentru că eu l-am luat înainte de a pleca la festivalul de la Mamaia. Și pe vremea aceea, și făceau foarte bine ce făceau, erau așa numitele avantpremiere Mamaia. Sacou era și pentru avantpremiere luat? Da, asta voi Da venea perfect, mulat, cu o. două săptămâni înainte. A, ok. În alea două săptămâni de în premiere, da? am slăbit vreo 11 kg. De emoții, nu mâncam, nu dormeam, că nu știam ce se va întâmpla la festival. Și a ajuns dintr-un sacou uh, mulat, da? mulat, mulat. Mă rog, cum să purta pe vremea aia, Da? Moda nu era cum e astăzi, că astăzi sacourile se iau cu două numere mai mici. Da, Moda așa s-a inventat. Tot în vârte, da. Uh, era cu Păi ziceai că e cu trei numere mai mari. Pentru că nu mai aveam cum să mă, mă păi mai... Da, să și purta așa puțin cu... Nu, dar nu a fost intenționat. Nu auzi că am slăbit 11 kg, de deci acesta ăsta sau cu ăsta venea bine pe un timp care era cu două săptămâni înainte cu 11 kg mai gras. Auzi, dar pe cine ai cucerit tu acolo în juriu așa? Că tu, uite, mă uit acum și la ochi și la privire și... E vocea asta așa, e plină de miere, de... Nu știu dacă să-ți spun. N-am spus la nimeni, de 33 de ani de interviuri și de la televiziune. Dai să-ți spun. Hai, zi am făcut școala populară de artă la clasa profesorilor Gloria Bordean și George Nați. Da. La canto. Da. Mihai Arunceanu m-a auzit cântând. Eu cântam în liceu. La școala populară. Te auzi? Nu, nu, la școala populară, la Mihai Viteazu. De ce? Pe vremea aceea trebuie să afle poate cei mai tineri, da? cei care de stau noastră știu, ne trimiteau să culegem, ții minte că erau alea, de, ne trimiteau să culegem cireșe, porumb, nu știu ce, nu ceapă. știu mai ținite, cu ceapă da, și așa mai departe ca să nu mă trimite, am început să strâng la chitară. Știi, în pianul mi-a fost ușor să sunt la chitară. chitară. Nu okay. ca la cu basul. <laughs> da. Da, 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 Așa, cât de cât. O melodie. Am, nu Sifonia, nu am, da, am da, da, da. Și am început să compun pe versurile lui Adrian Păunescu cu melodii. De ce? Ca să mă trimite la cântarea României, ca festival nu era. Aha. Ca să mă mai trimite la culeșceapă. Vezi mă ce înseamnă mintea antrenată de matematică? Da. Asta profesorului lui Gheba. O, oh, ți-am mulțumesc toată viața. Înțelegi, toată viața. vezi că ți-a pus creierul mintea mișcarei imediat da. și ai zis, bă, cum scap eu de asta? Da, făcând ceva bine. Așa, Așa păcând păcând a ceva. și acum ajuns la Și acum am luat uh, numai premii întâi, peste tot în țară. Și uh, luni, toată nebunia asta, uh, toate premiile astea eram fără liceului. Ok. Ok, deci eram la PANOU... Liceul Mihai Viteazul Am din gata, în erai de vedetă culturală a liceului. Exact. În același timp, făceam foarte multe prostii, învățând bine însă, dar făceam prostii. Și eram, până să mă trimis la, la Cântarea României, mă rădea pe cap. Era vestitul okay. Spulber, culmea, trebuie să fie auzit de el, mare, directorul nostru de la Mihai Viteazul, mare profesor de matematică. Așa. Și veneau tot timpul, uite, a făcut aia, că Crișan a făcut aia, a făcut aia, ai mei erau abonați la, 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 la director, o dată pe săptămână erau acolo. Și se punea fi. tot timpul problema să-mi dea șase la purtare. Cu șase rămâne repetent. <laughs> nu cred, mă. Mă, Cătălin, da. mă, care este da, da, da. untul, pâinea cu un și cu miere, mă, a, a bunicilor și a Pro noastre, mă. Prostiile pe care le făceam, făceau la nivelul liceului, adică nu eram cuțite, cu da, vumat, mă, cu un da, cu... cum, cum, să, purtau adică, prostiile pe vremea prostiile pe nu știu, puneam ceasul în loc să suna la și 20 și puneam pe toți în clasă să îl pună la și 10, ne ridicam toți în picioare și spuneam, de ce nu ne lăsați, uitați, e și 10, pe păi ce face? Da, mă, și ieșea ca profesoare. intelectuale. Da, ca profesoare, să ducea în cancelar și până venea înapoi că a vedea frumos. că nu e niciun coleg de ei acolo, știți? Nu de pe, aveam pe profesoarea de chimie care făcea, și era și dirigintea noastră. Intra, ce Cristian, ești aici, da, ești afară. și mă îmi dădeau șapte. N-am avut niciodată mai mult de șapte la purtare niciodată. Dar nu mai puteau să mă radă pe cap. Incredibil. Că nu puteam să mă duc la cântarea României reprezentând liceu, ras pe cap, știi, că arătam ca un pușcărie și nu merge, știi? Și atunci am scăpat și eram și la Nu faceți ca el, o parte asta de culoare, nu o Da, și viața. la Bravo, domne. Și la... Tovarășe. Da. Și la mândriți-vă... Mândriți cu talentul cu nostru. Cu el. E, și înainte de a fi, în timpul unei ultimei sărbări, da? era invitată de onoare, această sală e foarte vechi liceu, și da? Mihai Viteazu are o sală de concerte, de spectacole absolut fabuloase. Și era invitată Mihai Arânceanu. Și mi de ce nu te duci tu la Mamaia? La mine, în casă, nu s-a ascultat decât muzică clasică. Punct. Ok, Punct. okay. Operă, operetă, concerte de pian, concerte sinfonice. Nu s-a ascultat niciun pic de muzică Boniem. pop. Aia ascultam eu, Aba Boniem, Tom Jones ascultam eu pe acest așa, știi? Da. Dar Led Zeppelin, da. Deep Purple astea. Le ascultam eu când Topășes? puteam, da. dar nu că ar fi fost împotrivă părinții mei, dar asta, cu asta m-am născut, adică okay. asta m-am ascultat în casă, vorba unui prieten, balet radiofonic <laughs> și uh, uh, practic eu nu știam, nu știam niciun compozitor din muzica ușoară românească, nu știam niciun festival, bine nu erau multe. Amara. Da, pe ea pe Mihaela Arunceanu o știai. O, ai... Am, o vedeam la televizor. Da. Normal că Toți știam. Ok, a, deci cei pe care îi vedeai. Da, compozitorii este, da. nu știam, compozitorii nu apăreau la televizor. Compozitor textier, nimic. Nimic. Și când ea mi-a zis de ce nu te duci la Mamaia, răspunsul, răspunsul întrebare a fost Mamaia cui? Frumos. Că nu știam ce-i Mamaia. Da. Ce nu mă, festival, e un festival. Zic, nu știu, doamnă, bar festivalul Ai că ai un timbru interesant, frumos, e păcat, merg cu tine. Și am fost la preselecție, au fost 600 și ceva. Băi, nu pe mă am Pe vreo Eu 24 de locuri. că, că mama asta e așa o chestie, știa unii pe unii și aduceau 5-6... Nu pot să spun treaba asta. Nu pot să spun că n-am văzut. Probabil A. că au fost. Ok. Dar nici nu are importanță. Că uite câte trofee te s-au luat și nu au rămas nimic după deci cei care nu meritau. Deci fost într-o preselecție? La Teatru sute. Tănase. 640. Am fost vreo 24 de locuri. Când am intrat acolo și am văzut că erau cu păriți, cu nebunie. Ce vorbești, cu... Rog... Vocea României, tată. Pă, ai de mine. Și zic, bă, ce caut eu aici? Trebuia să cânte obligatoriu în 87, vorbesc. Deci, pe vremea lui Ceaușescu, am mai prins 3 ani, în 90, cu cântatul ăsta, uh, trebuia obligatoriu să cânte în limba română, nu se punea problema, o melodie lansată de cu altcineva. Un, o melodie străină? Dar nu vei... străină, nu ah, okay. străină. e voie străină. O melodie înțeleg. cântată de un interpret din România. Așa, și tu ce ai ales? Am ales Nu știu cine ești, aludoroban. O auzisem eu pe la radio și îmi Nu știu cine ești, dar ți-aș da un nume să nu rătăcești în pe, coinari. Tot pe corazon așa. Da, asta simțeam, asta, asta simțeai, cântam da. și pentru cântarea româniei, cred să cântam heavy metal că adică n-aveam cercei în <laughs> nas dezbrăcat cu lanțuri asta mi-a plăcut și asta am simțit și probabil că de asta am și transmis și o fac și în ziua de azi cânt exact ce-mi place okay. nu mă încerc să mă modernizez nu încerc să mă Așa. adaptez nimic. Și te-ai dus cu piesa asta? Așa, am cântat-o și eu nu știam, era tovarășul ministru Hegedus pe vremea Așa. aceea Asta cei mai tineri nu știți, dar cei de vârsta noastră... Nu contează. un fost știți? ministru. Ministru culturii. Ok. Nu-l știam. Habar n că e ministru. Era multă lume acolo, mulți în costum. La un moment dat s-au început să se strige cei care rămân din cei 24, dacă nu mai așa. Da. Eu cu Mihaela Lucianul lângă mine, s-a strigat primul, al doilea, al treilea, al patrulea, am ajuns la 22. -lea. Și i-am zis, mă rog, devenit seara, m-a lăsat să-i spun pe lume, zic, atenție că pierd vremea, vin am stat ca prost. Sunt puteți știu cât sunt. Am ajuns la 23 și exact când am vrut să ieșim din sală de la Tănase, de m-a strigat de la 24. -lea. Ia mă. Da. Și am intrat. A tras linie sub tine, cum se zice. Da. Și am intrat și acolo erau plini de compozitori plin de oameni de valoare, adevărat. Nu știam nicio. Ok. <laughs> și nenea la mai înalt, care da. pe urmă s-a dovedit a fi ministru, așa. zice, regula e așa, o vezi cânta o melodie, cea pe care a cântat-o acum și ați intrat la festivalul de la Mamaia, iar cea de-a doua vi se va compune de către unul dintre, unul dintre cei acești aici, mari, mari compozitori. Da. Și să alegeți voi, copii, pe ce compozitor doriți, ce compozitor doriți să vă compună piesa în prima șah, audiție. Șah, direct. Și la un moment dat, când ajunge domnul înalt și subțirel, adică ministrul, dar nu știam că e ministru, da. zice zicem, na, tu pe cine? Că nu era cu tovară. Da, da, da. eram noi prea copii. Și să ne înțelegem, la vremea aia aveai părul pana corbului, tata era... Da, dar a început să deja să albească. Maica mea la 25 de ani avea părul alb, complet. Deci eu n-am avut uh, șocuri sau uh, Eu am crezut că nervos. Mă pentru credibilitate, no, Nu, no, no, o să vă păi zic niciodată. el cânt așa a simțit că prinde la generația ce a zis, -mă puțin să mă dau mai apropiat. Mai că mea de la 24, 25 de ani avea un păr lung, așa știu de o viață. m am născut cu părul lung și alb. A, a ajuns la tine. A ajuns la Și ce, tu pe cine din această preadă valoroasă? Zic, nu vă spărați. Eu nu știu cine a compus, nu știu cine ești. A pe care am cântat-o. Da al, domnului al al domnului Zice, da, dacă a compus așa și nu asta m-ați... Vezi, matematic. Și m-ați ales, înseamnă că va a cum am cântat. Dacă va a cum am cântat, înseamnă că merge melodia asta. Dacă merge melodia asta, înseamnă că ar fi bine să-mi același compozitor care a compus-o pe asta, da? <rătă> Principiul Care a Dumitru Lupu. Dar așa. nu știam care e. Ok. Și domnul Nal și subțire zice, Bine ar fi să nu cântați două melodii ale acelui ale acelui Bine ar fi să alegeți corect omul din punctul lui de vedere. Eu ne în cine e. Da. Zic, pe stați să ne lămurim. Ori am voie să-mi aleg, ori n-am voie să-mi aleg. Ce în noastră? Nu prea mă interesează. Și în momentul ăla s-a făcut liniște. Opa, ce au zis ea? Ia uite-vă, dizidentul. Și nenea la înalt și subțire așa, zice, noastră ieșiți afară. Mă rog, noastră deja. Da. Ieșiți afară că nu știți să vorbiți și vă hotărâm noi cine vă scrie. Ieșiți afară și vă adăugăm. Așa. <gântări> și când am ieșit afară pe hol, zic mă, dar cine e unul la unul face păjmecherul? E ministru. <gântări> Băi, și ministru pe vremea lui Neanicu, să ne înțelegem. Nu era ministru de astăzi de Nu, vorba și era aia. un tip cult. Era un, adică ministrul uh, uh, culturii era chiar un om de cultură. Da, da, da. da <gântări> Cam da, 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 asta da, da, era da, da. ideea. Dar n-am știut. He, și mă sună peste vreo două săptămâni un domn. Așa. Ce bune, salut. Zic, bună seara. Aurel Manolache sunt. Zic, Crișanu, pare bine. Zice, ți-am scris melodia cu care să te prezinți la... La concurs, la, la festivalul de la Mamaia. Zic, bă, da, prost. Zice, vin peste două zile de la pe Constanța. Te pe telefonul fix te-a sunat. Pe telefonul fix. O, să nu creadă că avea celularul tău atunci. Fintre. Și ce ne vedem la Teatrul Tălanței, un piar și ți-o cânt. M-am interesat imediat Aurel Manolache, mare compozitor, dirijor la Teatrul Fantazio și directorul teatrului. Fii atent, tu când zici că m-am interesat imediat, oamenii și închipuie că ai deschis repede un Bă, laptop, că nu exista, ai deschis un vreme, browser și ai scris Aurel Manolache, Doamne Wikipedia, ferește. pac și ai venit cu tot dosarul. Nu ne Cred că l-am sunat ori pe Nazis, ori pe Gloria dar ori pe... Deci fiecare avea Wikipedia între prieteni, ca să zic nu, așa. Da, nu, să te -am, eu păi nu e, ce să nu stăteam, de ave pă ce? Sta, să păi să stai. asta zic. Exact. Sau pe Mihaela am întrebat-o, Ce păi și nebunie, cita da, mai dirijorul, directorul Tatălui Fantazio, orchestra de acolo se cântă, acolo, se va fi live cu toți concurenții deci ai pe luat, scenă. Ai tras ca lumea. N-am tras eu. Așa s-a N-am făcut nimic, omul m-a sunat, am sunat eu. Așa. Și a venit în București și a cântat la pian. Da, da, ba, 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 ba. Despre corăbii cu fundate. Ce ți place? Nu. No, e drăguțică așa. <laughs> Dar nu pot să zic. Da. Nu mă omor după ea. Da. Nu știu de ce. Asta, pasta o cânti. Și așa, așa nu te-a vrut nimeni în juriu. Atunci am a plăcut. Zic cum nu m-a vrut nimeni, domnul Marach. Zice, nu te-a vrut nimeni. Toți au zis că ești moale, că ai voce mică. Așa? Că nu tip, nu era, mo așa. era modelul... Era modelul pe urlat cât mai sus. Suma. Da. Să ai plămâni ca lumea. Și să... zice, eu am fost singurul care am zis, băiatul ăsta transmite, îmi place ce cânte zona, zona aceea, dans pătaru, adică cântă cal liniștit, dorobanțul, da. că el era deja lansat, și zice, merg eu pe mâna lui, îi scriu eu o piesă, îmi iau eu, mi-asum eu treaba asta. Și ce am fost singurul care și-a asumat că altfel nu, te, nu intrai la preselecția. Și așa ai ajuns la mama, ajuns aia. La mama aia. Da, așa Cu piesa plac. aia cu care? Cu vorbește mare. Ai sunt iată, și... sunt 33 de ani, am cântat, cred, peste tot pe planeta asta unde sunt români. Da? Și două melodii, dacă trebuie, o să obligați să le cânt. Vorbește marea, a, trei. Vorbește marea, mama și dacă, dacă pleci. Da, Deci vorbește marea, practic mi-a schimbat viața. Îți mai aduce aminte cine era în juriu în anul ăla când ai câștigat în 87 locul întâi cu piesa asta? La interpretare? No. Nu. Păi sunt curios că trebuie să fi fost un juriu ști de ăsta. Da, știi de sensibil. ce nu mi-aduc aminte? Pentru că, repede, nu știam. Nu știai, da. Și atunci nu aveam Incredibil. Unde... Prima participare, nu știai pe nimeni, da, era da. Dar cel dar mai, mai mare șanse să nici nu participi. Sincer să fiu, acum nu mă au ce să-mi facă, că viitorul meu, având 52 de ani, viitorul meu e mai scurt decât trecutul, deci nu mai e o problemă. <laughs> Tot uh, ăsta ce a făcut. <laughs> acum m-am am gândit. Doamne ferește, să ajungi 900 și te prime un unul cărțul în casă. și... Cred că dacă n-ar fi reacționat publicul, fiind în direct publicul la mama aia, s-a ridicat în micioare și a început să aplaude. În același timp... Da, Da, din grădina Poporuma de vară. Era. Se transmitea direct la radio și la televizor. Faptul că a fost reacția aceea, prezenta Octavian Ursulescu, cine alt. Păi. Și uh, au început tot să strige bis. Da. n avei voie să faci bis în direct pe TVR, Sigur. Cu postul național. Doar. El a venit și a zis... Doar neanicul avea voie să facă bis a, uh, când aplaudau sau ridicat și aplaudau, eu m-am uitat în spate, am crezut că a intrat cineva cunoscut, știi, că nu, nu mi că mă, mă aplaudă oamenii că zi, eu sunt. Am crezut, bă, zic, of, intra cineva, U, cu mă zic, o fi intrat cineva, cu recitalul, care aveau concert, da, Similea, Corina Chiriacă, erau cu recitalul, Da, 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 da. Și înțeles cu a spus, zice, din păcate, nu vă mulțumim pentru aplauze, dar nu se pot acorda bisuri. E, problema e că eu cred, cred, n-am de unde să știu, reacția aceea publicului n-a putut să facă, n -a, n -a, reacția n-a putut fi ignorată de către juriul de acolo. Și așa a ajuns să Că câștigi. Că nu luam locul întâi, cred. N-am luat trofeu, am luat, trofea, -am luat locul întâi și m-am împrietenit foarte bine atunci, l-am cunoscut cu a, și el a concurat Daniel, eu de chioaie, și era perfect, el era pe genic uh, de, fel saca, Elvis, Elvis. Așa. Da. Eu eram, auziți ei mai departe, în iglesia sa al României. Astăzi toată și... lumea când zici de Elvis se gândește la bănică. Bă, oamenii nu știu. Ce are da, care n-au problema lor. Alea, da. Cei e care este problema trăit lor care trăit... există, acum Baie. chiar poți să afli cine a fost Elvis. Da, așa. da, da, da. Ei, ei nu știu că primul Elvis da. a fost de fapt Daniel Iorchea. Da. da, pe departe, el el a categoric. Fost. Eu aveam un coleg de clasă care era grec, uh -huh. și nu știa ce se întâmplă în România. Și când a văzut asta la televizor, a venit și m-a întrebat, este Elvis Preslescu? Știi că el <laughs> da, începe da, da. să se înțeleagă da. puțin că nu este încuiescut tot la sfârșit. Da, da. Și practic, așa ne-am ne-am lansat și eu și el la festivalul de la Mamaia Era, erau alte vremuri deci practic și trofeu și locul 1 și locul 2 Alina Mavrodina la trofeu atunci ok în, în, la Loredana mi se pare că luase cu un an înainte un da practic se difuza la radio singurul post non-stop da da, da care zi, era Radio România. erau, exact. Erau premiile de la Mamaia. Da. Așa, deci practic a ajuns, dacă era să fie șlagăr, a ajuns șlagăr și a fost da. a ajuns șlagăr foarte repede. La televizor dădeau în disperare lor de la festivalul de la Mamaia și premiile, ce da, ceva da, n -avece. Mai era cerbul, da, ori, dar a fost întrerupt o perioadă, nu? Sau ce s-a întâmplat? A fost, eu l-am în 33 de ani de carieră, nu m-au chemat niciodată. Dar n-ai prins cerbul, da, Ba, cum să nu prins? Nu, în sensul să te cheme să nu Nu mai chema niciodată televiziunea română la Cerbul de ori. Evidie. Evidie. A, nu. invidie invidie pe, nu, nu, pe probabil, succesele altora Succese că, că bineînțeles probabil că nivelul e mult prea înalt și eu mai am de lucrat până să ajung e bine dar ești un debutant acum exact. Exact. tot timpul și sunt în plin în plin, uh, plin uh, debut debut și da și, dar nu contează eu n-am n-am de-astea adică în momentul în care publicul există publicul te aplaudit, am avut am fost primul din generația mea care am riscat la 30 de ani de carieră, acum 3 ani să fac să da, cariera mea da. Așa pe, este din cariera mea, din generația mea. Sunt primul. Și, și înțeleg că a fost sold out cu câteva zile înainte. Nu, cu vreo săptămâni înainte și au mai rămas și pe afară și pe... a fost nebunie nebunie. Sala Palatului devenise unitate de măsură pentru da? cântăreții români. Da. Da, da. Și adică acum era... în mare parte. Este Încă mai e, nu? Da, și adică acum bă, în mare parte. Nu ești cântăreț dacă nu ai o sală palat, măcar o sală palatului plină pe bilete, plină. Plină și pe bilete. Pe bilete, sigur? Da, păi aici da, discutăm. Și, și mi-a dat Sunt 4, de bilete, nu? Sau cât? 4.456. Da, da, că e o limită pe care 4, o pun pompieri. 4.456. Acolo, da, da, da. Oricum, 4.000 de plătitori, hai să da. zici că mai ai și obligații. Eu am fost destul de zgăcit că totul a fost pe vânzarea de bilete. Adică nu se vindeau biletele, nu puteam să plătesc. Toate? Sala, producția. orchestra, da. Păi adică... sponsorship, ceva, nimic? Mai subțire. Mai subțire. Cred că nu au avut nici încredere că sunt. <laughs> Băi, da, eu mă așteptam, Tatăl tău, el e de meserie economist, e nu? economist. Era pensie. Nu, nu, -a, -a, nu ți-a transmis nimic. Nu s-a să rimai departe. Nu, el a zis, el a zis așa, vrei să faci treaba asta? Da. Foarte frumos. Eu ți-am zis ce aș fi vrut să faci. Nu, nu mă bag decât când ai nevoie, dacă ești bolnav, dacă se întâmplă ceva. Restul. El a mers toată viața pe, pe principiul ăsta și e foarte bun. Atunci nu mi convenea. Așa. Dar acum l-am înțeles. Să dai singur cu capul de de pragul, pragul da. și. Adică. Așa am vezi mai bine. N-a fost niciodată cu. Hai să te cocoloșești sau. Nu. Ia, fă-ți fă ce ce Cine vrei, mă, cât vrei. Dacă, dacă și zici că ai fost neastâmpărat, că eu nu, nu te-am închipuit niciodată așa pe da, Este adevărat că m-a ajutat Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să la iară ce Mai că ar fi vrut să mă mai ajute sau dar da, nu, nu putea de -te -te -te. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că au început foarte multe concerte imediat după festivalul de la Mamaia 97. Aveam atât de multe în fiecare zi, da? câteodată, încât bunica mea Dumnezeu să ne deci tatăl tatălui da. meu, venea, eu veneam cu trenul în gara de nord, da. îi dădeam hainele murdare, da. el îmi dădea hainele, costumele noi, da? urate, nu noi, că nu aveam bani să-mi cumpăr atâtea da. Și plecam în, în Ardeal. Să te o lună de concerte în fiecare zi, câte două, trei, că aveam și comune, și sate, și așa păi mai departe. Și atunci am reușit să strâng niște bani, cu care mi-am luat o, un apartament de două camere undeva în Colentina, o dacie pe care am avut-o 10 ani. Deci am mers cu Dacia, n-aș fi dat-o nici acum. Îți dau cuvântul în onoare. Dar da, a căzut tabla. La un moment dat a căzut ușa. Veneam de la Cluj. i a căzut ușa, deci ruginise complet. Dar motorul era un genial. Cu o sârmă și un ciocan rezolvai orice. Și nu numai aia, și cu Bun. cartonul de la carburator. Da, da Iarnă sigur, Puneam sigur. cartonul, cu cartonul e cacofonie. Foloseam cartonul Foloseam la, carton. La... Și un ciorap de damă, dacă îmi permiți. Acolo aveam. Acolo aveam noi, sau o dată folosiți, că mai duceam fete, mai nu știu ce. <laughs> <laughs> și aveam ciorap de azi Da, este incredibil că, că, ce, ce, contrast știi între imaginea pe care o am eu despre tine, eu public. Da, din păcate... Că întotdeauna am văzut așa ceva numai... Uh, știi, nu, nu, nu mi te-am închipuit niciodată neastă împărat, lubatic. Da, mă, bă, că dacă prima apariție a fost cu saco alb, cu eleganță, cântând vorbește mare, adică este exact am... ceea ce își imaginează și își dorește orice femeie care merge la mare. Și de ce nu și-ar la... dori un tip cu umor, un tip total atipic, un tip care surprinde și nu face niciodată ceva la fel? Da? Păi nu am zis că eu îl exclud de pe ăsta. Păi asta da, zic. Când ajunge acolo mă, dacă exact când s-aud valurile acolo alea, se e, la secvențe așa la Tu știi urechi. că scena pentru mine e un refugiu, e o refulare. La cât de nebun sunt în rest, când ajung pe scenă, încep să mă încarc. Mie îmi face o mare bucurie, în primul pentru mine e o bucurie foarte mare. Mi niște baterii interioare. Adică eu niciodată nu, nu m-am dus pe scenă să, să, pe ideea, uite ce ceas mi-am luat, ce rame de ochelari noi mi-am luat, ce pantofi frumoși am. Nu! M-am dus să dau afară din mine, cum să spune, ceea ce simt uh, că, și mă umple, pe mi, uh, mă umple, de bucurie. Și probabil că ăsta e secretul. Dan Spătaru, Trei oameni mi-au spus la 19 ani că o să fac carieră. Așa. Oameni. Dan Spătaru? Da. Dan pătaru mi-a zis, zice, tu, ai, tu transmiți ceea ce cânti, da. ceea ce nu se poate învăța niciodată, te las sau nu, asta nu se poate învăța și are perfectă dreptate. Sile din Nicu, care se spune că a fost cel mai mare Dirigior. dirijor, din da. istorie, pe zona asta. De, pe zona de muzică ușoară. ușoară. Și Florin Piersic, care mi-a și scris, la prima dată când m-a văzut, că erau toți curioși să vadă, păi cine e ăla vorbește mare? Ce zice? Cum arată? Probabil că se gândeau la fel ca și tine. El la plăpând așa și... Păi așa te gândești. Nici vorbă, jucam la poker și la table cu Jean Constantin de rupeam pământul. Mi-a luat toți banii de fiecare dată ce câștiga. Dar eu m am învățat. El m-a învățat table. Juca cu Johnny Dimitriu, Dumnezeu. te-au luat un fel de copilul lor, așa, la început. Că tu aveai 19 ani, da, și m-au văzut că n-am fițe, că nu mi s a urcat la cap de loc, că aveam respect față de ei și tot timpul vreau să învăț de la ei și întrebam o mulțime de lucruri. L-am întrebat pe Dan spătarul de ce își dă cu cremă de pantof, pe talpa pantofilor. Așa. Că nu venea să cred. Stătea în cabină și ridica piciu. Făcea pantof și pe cu cremă. și de ce făcea asta? Foarte simplu, dar trebuia să știi. El mi-a zis: "Totdeauna scena e deasupra spectatorilor, ești de acord?" Da, da. Și când spectatorul pășești, vede de jos în sus. Când pășești, nu se vede talpa? Ba da. Da, mă, și zicea să nu se vadă că se mai da. ducește, sigur păi că e Sau poți, eu știu ce să ai, să fie scorojită, dacă n-ai călcat într un rahat, să, să te uiți. Știi și așa mai departe, sunt foarte multe Pare simplu. mă, vezi, mă, vezi, mă totul cum... se vede într o jumătate de oră cât cânți. să mai venim concerte unde e singur. Nu, omul te are timp de ultimul fir de păr până la șiretul de la pantofi. Ce mi se pare mie interesant este cât de atenți la detalii erau pe Asta înseamnă profesioniști. Artiștii. Asta înseamnă profesioniști. Adică detaliile lor erau obiective și nu, 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 însemnau, nu se focalizau pe silicoane sau pe computerul. Pentru păi că nu s-a inventat sără. Și oricum. Păi cum? Și acum toți. Uite-te la artistele noastre mari. Da? Da. Care au o vârstă. Ai văzut tu pe vruna cu Pai, tu tot îmi, zici, și îmi dai cu... exemple din trecut. Stai să treacă, mai vorbim când uite, ne, o să ne mai întâlnim când facem amândoi Că adică tu o vezi pe Mirabela Daur P când du După ce depășim 90 de ani. Nu, nu o văd pe Mirabela ah. Daur dar probabil că artiștii de astăzi se uită la alte detalii. Uite că zici că aveai 19 ani. Uite de. aici, tot 19 ani are. Quick, quick, quick. Tot ce fac e forțini Are toată ziua, nu țin cont de opinii. No, no, no. Sunt prea forță forțini Eu dau toată noaptea, o iau razna vecinii Ce zici? Și îl treceai la mama mamaia sau nu-l trece? Știi ce se întâmplă? Am am întâmplă. Am nu poți să compari mere cu pere. Așa este. Mie îmi place acest băiat e, îi merge capul L-am văzut și merge, îmi place foarte mult, nu l-am cunoscut, dar mi-aș dori să-l să cunosc. Și e preocupat de lucruri serioase, din câte Așa am văzut e. eu, începând de la învățământ. Așa iar e. ei simt cel mai bine, acum ce înseamnă un învățământ bun sau mai puțin bun. Ceea ce regret eu, oarecum, este că, după opinia mea, se pierde ușor, ușor amprenta muzicii, ușoare românești și se pare că nu mai avem ceva ce e al nostru atunci când Am de să zici, da mă, e, e de al nostru, e, da, de la noi. Da, uite-te la greci. A, a, simți că, că e totul, de greci. Parte, pare că e totul internațional și atât. Nu pare, chiar e și nu știu de ce au senzația că tot ce vine de afară e mai bun. Nu știu de ce, că nu e așa. Nu tot ce vine de afară e mai bun. Și în toate domeniile nu e așa. Dar apropo de, de ce spuneam eu de amprenta muzicii ușoare românești, uite-te la greci, uite-te la polonezi, uite-te la sârbi, uite-te la italieni. Păi cred că are mai degrabă de a face cu folclorul lor povestea asta, cu, sau cu influențele no, folclorului. No, și la era. pop, eu vorbesc și de pop. Păi la popul grecesc e cam amanea, așa, ca să-ți o zic pe aia dreaptă. Numai ce are partea de influență spre Turcia. Dar maica mea să trage din părinți și bunici greci. Ok. Deci eu, as, eu dacă Și are, la mine bunicii sunt cel mai a... mult de pe planeta asta, îmi place muzica grecească. Da, pentru că o simți, e o vibrație pe care e o simți. E o vibrație pe care și da, n-am ce fel. să fac. N-am ce da, să da. fac. Mulți spun că și dacă pleci, dacă avea o, un buzuki, era grecească 100%, nu m-am gândit o secundă. Dar așa o să o faci. Da, Cred că, dacă dai răspunsuri e din chitară, le dai pe Buzuki, se pare că. că are, dar fără să vreau, eu efectiv nu, nu vreau. Dar știi să că fac există o, 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 un tip de a-ți da seama. Există o modalitate prin care poți să-ți dai seama dacă o melodie are într-adevăr succes, dacă o vezi că a fost interpretată și sub formă de manea. Bă, dacă un cântec ajunge eu, și manea. Deci eu n-am am... nimic cu manele, dar n-am ascultat niciodată. Da. Eu zic că e doar o unitate de măsură, e o formă de a măsura succesul. Adică nu succesul că n-am ascultat, n-am ascultat public. de la cap la coadă. am adică, înțeles, da, da, Știi da, da. care îmi place, dar aia nu nea. Am ascultat-o, aia, supărat, supărat în Doamne, iarăși, păi da, bine, dai, da, e, e o piesă, piesă sârbească. sârbească. Exact. exact, pe care au transformat-o. Eu nu știam piesa sârbească. Da, 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 și da, da, da. e o piesă -a sârbească. Prăcut. Și revenind la... Cum și drumurile noastre, e tot uh, o piesă de uh, sârbească, sârbească. Sârbească și ea, de asemenea, da. 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 E pe un uh, folclor cu totul aparte, adică e cea lor, e pus deoparte, cum se zice. Păi și atunci n-ai auzit la vorba mea? Ce vorbim acum, un minut? Apropo de amprenta românesc. Păi și muzica ușoară românească. Păi, spune și mie melodia aia, să pare melodie cu amprenta românesc? Nu, dar vreau să te întreb melodia. Ceea ce mi-ai pus tu acum. dintre arătă... melodiile românești din muzica ușoară. Cu... ceea ce numeam noi șlagăre. Echivalentul da. hiturilor de astăzi. Că da. de fapt asta înseamnă. E da? E același lucru, e traducerea. E traducerea, da. da. Slagărul este un cântec care are un succes deosebit. Da. da? Dintre cele compuse. Ce șlagăr românesc se pare ție care, atunci când îl auzi, e România, tată? -ă, gara noastră mică. Are, pute... Da, are, are ceva așa de... Păi cum? E românesc. Nu-mi dau seama dacă nu cumva noi ne ducem puțin și în ceea ce se cântă pe la San Remo și așa mai departe. Că multe se rudesc, mi așa, mi se pare. Nu știu, întotdeauna. Eu spun sincer, Cătăline, când era ce... și mergeam la mare, cu părinții. Eu am crescut în Mangalia, dar după aia am venit în București. Mm, ce frumos, vedeai Marea tot timpul, că Marea da. este iubirea mea. Și mergeam, începuse să mergem, mi-am că că am fost într-un an la Mamaia și am fost cazați la hotelul chiar de lângă teatru de vară. Nu mai rețin cum îi spune, nici nu contează. Și auzeam repetițiile. Bine, mm -hmm. ce auzeam eu de la, da. din camera de hotel, n-auzeam decât... Aa! Deci... M-au, m, m terorizat, adică era... Dar ce am vorbit acum o sau când am vorbit? La preselecția de la Mamaia nu ți-am spus că s-a mers și atunci sau atunci, s-a da. mers pe voci cât mai mari, dar aia n-aveam eu ce căuta pe acolo. Fai de capul meu, deci te durea Adică mari aminturile. în sensul de... Ajungeam de... să mă bucur când se termină festivalul. Da, de țipat, știi? Adică nu știu de ce unii dintre cei care sunt în juriu și astăzi da? să știi că eu am avut multe... Clinciuri. Clinciuri, ca să nu le spun da? fel cu cei din juriu, pentru că eu merg pe ceea ce transmite omul cât simte omul. Da. Și alții din juriu merg pe cu atins si bemolul. E un fel de, de demonstrație. Da, da, asta, spunea, asta spunea Dan Spătaru. Dan spunea așa, zice, mă, când important e ce, ce cum îl faci pe ăla din sală să fie atent? Deci pentru mine, că, paranteză, pentru mine cel mai important e când sunt pe scenă este să mă uit la oameni, că Mirabela da, că de te-ai dus acolo. că sunt nebun. Mie îmi place să gând cu sala luminată. Să-i văd pe toți. Școala veche. Da. Băi, tu ai prins niște vremuri în care artiștii mi se pare că aveau alt impact. Și celebritatea era altfel. Spunem dacă greșesc că tu ai prins celebritatea și ce însemna înainte de 89 și după 89. Impactul... Și ai putea să ne ajuți să înțelegem mai bine. Da, e foarte simplu. simplu. In, impactul era mare și celebritatea era la fel de asemenea mare pentru că oamenii nu aveau un, ce să facă altceva. Deci, oamenii, singurul loc în care puteau să ducă, să, să duceau la spectacole, la piese de teatru, da? da? La cinema. Da. Nu exista Net, nu exista Google, nu exista uh, Netflix. Netflix, nu exista un nimic, nimic, da. Și atunci. Ca să ieși din casă unde te duci, eu la fel. Ca să ieși din casă unde mă duceam cu părinții, mă duceam la spectacole. Okay. Da? Și atunci era clar că la televizor nu se dădeau străini. Da? Nimic. Deci vedetele erau ai noștri cum ar veni. Erau pentru că erau văzute și ascultate. Cine plăcea, bine. Cine nu, nu-i mai au chemat la TVR. Când te-ai întâlnit licei. prima oară cu Dan Spătaru, i-ai cerut autograf? Ai mers până acolo? Nu no, am, -am avut curaj, doar bună ziua i-am dat. Putea să mergeți cu mijloacele de transport în comun atunci? Fără să vă oprească lumea, fără să vă oprească oamenii? A, nu. Nu, nu puteți. Nu dă eu cu trenul? Nu, toată lumea, dar și acum, la fel. Uite, îți dau, vei să dau ce mai bun exemplu, acum când am venit la tine. Așa se făcea galben, dar nu s-au făcuse galben. Așa. Și era unul l-am văzut că vrea să mi taie cala. Exact acum. Da, 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 da. Și, uh, și am, am luat o până s-a făcut galben ca să ajung să nu întârzi la tine că, okay. da, că eu aveam probleme mari, dacă, dacă nu okay. ajungeam la oră. La Da, că a folosit mult, foarte mult. Da, foarte da, da. mult. Mai să nu întârzi în viața vieților tale. Și uh, ăla a venit după mine, uh, uh, a venit după mine. Da că i-am tăiat un pic calea, dar n-am vrut, că eu nu mă dau Așa mare, cum spune românul, la, nici măcar în trafic. Și uh, uh, la primul semafor a ajuns în dreptul meu. Nu, nu știa cine A, a dat uh, geamul jos, și că a că ceva. și a zis, te bag în... să trăiți maestre! <laughs> și am început amândoi să râdem, știi? <laughs> Uh, am unde am început? A fost genial! Zăi, în fracțiune de secundă s-a schimbat totul. M-ar fi omorât de da, și, în secundă. Da, deci și. Asta fi... e răspunsul la, la întrebare. Da, 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 Numai da, da. că uh, tinerii din ziua de astăzi, cei care vor să facă meseria asta, trebuie să înțeleagă că, uh, practic, dacă ești persoană publică. Da? că noi suntem o persoană publică, da, și tu și eu. Da. Asta înseamnă că ești o persoană iubită. Și Hitler a fost persoană publică. Nu asta e Nu e, e obligatoriu nu e obligatoriu să te iubească lumea. Adică poate să te vadă pe stradă da. și să treacă repede pe partea Să să zică, Dar pe vremuri eu nu cred că se întâmplă asta. Că te nu poate să te placă toată lumea. Și asta e foarte bine. Da, mă, da, Dar bunul simț și educația oamenilor nu, nu, le permiteau să vină la tine să spună, știți că mie nu place să dumneavoastră bună ziua. Milițienii pe vremuri când vă vedeau la semafor, cum reacționau? Acum trei săptămâni, lasă mă, eu zim, zim, de acum 30 de ani, 35, 40 de, pe, de ani. Îți dai seama cum reacționau acum 30 de ani, dacă acum 3 săptămâni. Așa? M-au oprit că n-am văzut pietonul că a făcut pasul. Da? Și era un tip mare. Da. Ști, nu, m-a văzut cine. Și cum am, am, trecut de semafor, pe verde, nu? Da. Făcute, făcuse, nu, nu l-am văzut. Că știi că mai sunt, mai sunt ăștia care nu vin de pe trotuar. Merg pe da, stradă da, da o au o și o iau imediat la sânga fără să semnalizeze pietoni. Da, pieton. Da, 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 da. Fin. Și m-au oprit. Da-te jos! Ura, era mare, cât o, cât o mare, ce mai? -a. Bine făcut. Eu am dat și jos, zice, au, domnul că zice, pe ce faceți, Zic, bine, nu asta ce faceți. Nu, domnule, lasă ce fac eu, zice, n-ați dat prioritate la pietoni. Fii, a făcut stânga, eu deja eram Brusc. jumătate de mașină, eram trecut, dar ce știți, nu pot să vă iau calent. De ce? Zice, pe primul copil, pe muzica noastră l-am făcut și mă omoară nevastă mea, că eu vi l-aș Iar vezi că mă dice, cu asta, ce iar vrei compliment. primul ce vrei, copil. Ce vrei compliment mai frumos? Mămica. Nu, dar mie mi-a mi plăcut, zice, mie nu-mi place cum gântați. Zice, dar mă omoară nevastă mea acasă dacă află. Că... Zic, dar mai țineți să vă ce melodie, zice, nu știu, era ceva de asta mai liniștit, așa că desma că n-au făcut pe dacă preș, înseamnă că aveam un ritm, l-a făcut copii destul de amplificat. Și că ți-a scris odată, zici tu că ți-a scris odată o fană care scrie așa, am fost la un spectacol al dumneavoastră în 1989 în decembrie, și nu mi-a plăcut deloc. Hai și n-am mai fost niciodată să vă văd cântând și nu mai vreau să vă aud niciodată, vă mulțumesc. Exact. Sunt extraordinare <laughs> lucrurile astea. Știi de ce? Pentru că mie îmi convine să-mi spune și de ce. Deci am o cameră și acum, am da. spus, unde sunt sacii de scrisori. Da, saci. încercai peste 10.000. Ușor, ușor. Vezi, vezi că pe vremea Nu toate noi, erau de bine. În ziua de azi rezolvă totul cu selfie-uri, în ziua de azi nu, mai trebuie să, nu ți mai trimite nimeni nicio scrisoare. Nici nu se mai cer autografe. Dar gândește-te la fotografii. Câte fotografii se mai developează în ziua de azi? Scrisorile, mă, ce frumos. Da? Păi ce vorbeam de dus. cărți. La revedere. Nu vorbeam și de cartea aia de citită. Nu poți să compari o carte citită cu, în, în mână cu una de pe Google. Eu vreau să Sau spun că, aș că aș mi se pare o Google. dovadă de mare respect și admirație când cineva merge mai departe decât să spună când te vede, îmi place de master sau îmi place muzica, îmi place cum cântați, să pună mâna să scrie o scrisoare. Deci deja mi se pare exact. Așa, înseamnă efort, înseamnă mult. Gândește-te și la cei care îți spun. Nu e că vă rog să facem o fotografie împreună. Cei care mi-au scris, o scris, scris că scrisoare. Că nu le place, că din mine. De scrisori, și acolo e efort. Nu numai că e efort, dar am apreciat întotdeauna și oamenii în general au avut dreptate. Nu ca domnișoara respectivă, nu-mi place, nu mă mai duc. Ok, dar zi de ce? Ajută-mă și pe mine. Exact. În scrisori spuneau la sfârșit v-ați luat la revedere mult prea repede și era clar că erați grăbit după recital. Nu se face lucrul ăsta. Așa mi-a spus acum 30 nu, și de ai băgat-o la cap. nu e corect? E corect? Corect. Eu dau uh, uh, autografe pe orice. Când spuneau alți colegi de mei, de ce? Și pe hârtie igienică am dat. Nu folosită. Dar atât avea la el om. <laughs> Înțeleg? <laughs> Nu sunt. Undeva tine se, asculte, se în continuare și turul baticul ăla de la Mihai Vitea să spun. Deci tu nu l-ai. Nu, e... dar să știi să regăzit, să că nu să pierdă niciodată. M-am pare bine că pe tine e cu greu să te fac omul să râzi pentru că ești un tip profesionist. și mă, mie... nu, râd, râd. Eu okay, și... mă bucur de fiecare păi Nu, prezența. dar îți la o glumă bună. Sigur. Tu știi cum e cel mai bine? Îți dai seama dacă ai făcut o glumă bună după operatori după operație. cameraman. camera reacția, Camera cameraman. Da, sigur. Eu văd mii de ore spectisiți, păi, abia să ajungă acasă. În general, și dacă îl râsul... Păi nu vezi că și noi întoarcem atunci, tot timpul sigur. privirea așa în partea asta, că avem un membru al echipei care râde și noi ne uităm la el. Da, că da, că e cel e, mai da, bun, da. că ia plătitorii săracii câteodată nici n-aud ce zici. Da, da, și da, da, începe da, da. la ha-ha și ha-ha. Și eu îi mai întreb așa, de ce râdeți? Nu știu că n-am auzit. Okay. <laughs> și nu mai știu despre ce vorbim. E, tu treaba, păi da, ce să mai, Ca acum nu mai contează, că amândoi putem să dăm vina pe vârstă. Mai tai tu la Noi o să fie cursiv, stai liniștit. Și oricum și noi doi o să apărăm blonzi. Cu ochii albaștri. Înalți și supli. Da. E, asta la suplu, uite, am dat 10, mai am de dat 10. Pandemia asta m-a rupt carantina. Cred că pe toată lumea a rupt carantina. E, rup tu nu te Mă rog, eu am avut, de cum, de. se cheamă, de asta avanpremiere. A, tu ai avut COVID. <laughs> și COVID. Și n-ai putut da? să te îngrași, mama lui. O să râzi că la te ajută să dai în jos din Nu e te ajută, dar din da? cauza lui dai, da, da. Deci dacă le o dată pe săptămână, reușești să ajung cum trebuie. <laughs> Practic de două ori pe săptămână. Mă duc ca, cu cine? Cataramă. Mă duc unde e? Unde aveți cel Doamne mai tare? Ferește, Ia pupații, mă. Da, da, da. da. Nu, dar mi-am amintit că știi că la avant alea ai slăbit mult. Da, atunci. Unde, mă, Unde bă, sunt, sunt. avantpremierele de altă dată? Dar unde e mama aia? Unde e festivalul? Păi a dispărut. Atunci. Vrei să-ți mai spun ceva și mai tare? A. Nu mai există nici grădină. Nu mai există? Știi cum e grădina Păi ce s-a întâmplat? Fără fel? scaune, fără... Totul mucegăi, totul rupt, totul bă, spart, dus. tot. Și tot. era perla Știi noastră. Știi ce greu e să construiești și ce ușor e să... Incredibil. Cei care s-au apucat astăzi de muzică, o să aibă ocazia să se bucure, să fie fericiți așa cum ai fost tu? Da, categoric, pentru că au alt mod de a vedea lucrurile și la ei fericirea înseamnă cu totul altceva decât înseamnă la noi. Hmm. Da. Fiecare are fericirea lui. Probabil că ei sunt fericiți acum că au niște like-uri. Nu au cum să simtă fericirea celor, apropo, 4.000 și ceva de oameni care se ridică în picioare și aplaudă la sala plan. Că nu seamănă cu like-uri. Acolo îi viu. Acolo îi vezi zâmbind, transpirând. Plângând. Am cântat cu fimea la sala aparatului o piesă, jumătatea sală plângea. Pe păi ce vei satisfacția mai mare? Hai să te mai întreb un singur lucru. Ce și vrei? Trebuie. Și gata. Gata. Muzica voastră se mai ascultă și astăzi. Muzica de astăzi. Crezi că se va mai asculta peste 30 de ani? Categoric. Categoric. Probabil că în procent mult mai mic se va asculta pentru că sunt șlagăre mult mai puține. Gândește-te la compozitori. Poate răspunsul e cel mai bine venit. Câți compozitori mai scriu șlagere. Pentru că poți să ai toată tehnologia de pe lume, toate computerele de pe lume. Apropo, când spunea George Pruteanu, când prezentam emisiuni, spunea George, ce băi, nu mai spune, mă, calculator. Țininte, minte, sunt 20. Calculatorul e ăla, mă, Îți spune, pe computer. Da, Calculatorul normal. e ăla, 2 plus Oricare 7. care calculezi, exact. Da, da, Apropo de limba română. Sunt multe, n-ai văzut și la sport, că s-a calificat mai departe. <rătări> <rătări> Întoarce-te la ce zice. Așa, ce ziceam. De, de, compozitor, de da, compozitori Și atunci, și atunci, indiferent câtă tehnologie ai avea, ca să compui, se ajunge o pianină, când de la asta am plecat acum o oră sau de când vorbim. Eu am o pianină care are 134-140 de ani, care e aproape dezacordată, adică reu, si bemolul și un lap sună groaznic. Ok. Având studio, acasă, deci având, pot să-mi pun orice ton de pian vreau eu și sună aproape ca la, că nu-mi să să legaleze Sunetul ăla de lemn de Normal. pian și pianină. E tot ce compun compun la pianina. Cei de astăzi, compozitorii de astăzi, se așează la o pianină? Nu. Spun eu, să duc. Mulți dintre ei, Doamne Ferește, să nu cred că generalizez sau că nu mai există, că cu noi a început, muzica ușoară și cu noi să se Doamne Ferește, nici pomenar. Dar am văzut, am, atunci, eu -am, nu, le-am spus, dar am văzut așa zici compozitori, da? așa zici compozitori, care fac așa, să duc, intră pe Google, Scriu, 2000 sol, și, mă, să duc cine a mai folosit asta. Și iau un pasaj din Columbia, care sună altfel la o rezolvare de la 2000 sol, mai iau unul din Egipt, mai iau unul din Ferentari, mai iau unul și, mă, și, și le, le îmbină. Le îmbină computerizându-le. Așa. Ca să spun așa și Bă, ce a scris asta. <laughs> Câte față de generația noastră și generația dinaintea generației noastre. Așa. Câte șlagări au scos oamenii ăia? Și câte e... șlagări eu înțeleg să se cânte exact cum ai spus tu și peste 30 de ani. De a a ce e, mai mult decât hit unei perioade? Da, Hit-ul hit ăla rezistă o vară. Da, 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 e hit pentru totdeauna. Uite, eu vara nu dorm, da? După părerea da. mea, cred că poate să rezistă la conector, poate să rezistă 10 de ani. A trecut și, și testul de care ziceam mai devreme. Da? A fost și manea. A, 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 nu, știu, nu știu, eu n-am auzit. Eu că funcționează testul ăla. Râde, glumim, dar el funcționează. Când o piesă ajunge acolo, a trecut testul timpului, cred eu. Păi și la mine se cântă dacă eu repet, eu n-am nimic împotriva manelelor. Păi eu n-am nimic împotriva nimănui care cântă, din noi vreo Este extraordinar în ăsta. să cânți. E o treabă superbă, în primul rând să te gândești că ai vrea să cânți. Știi, uite, eu mi-umplu timpul, am făcut anima te teatru, da, facultatea de teatru da. la Florin Zanfirescu, sunt actor la bază. Am scris piesă de teatru, o jucăm, am jucat-o cu juca Orgazelia Mateescu, cu Tudorel Filimonea Popa de la bloc. Sigur, sigur, timp, sigur. Oamenii au vrut să joace cu, să joace ceea ce am scris și eu. Pentru mine e o realizare extraordinară. Aia rămâne. Rămâne scrisul. Piesa aia de teatru. Am terminat acum și pe a doua. Am scris pentru oameni de la Republica Moldova toată perioada asta. Am scris Ilenei și Poteanu, uite o piesă. Natalia Guberna deja a lansat piesă. Eu merg pe ideea că e bine vreau să las ceva în urmă, știi? Să nu fac umbră degeaba pământului și zic eu că, că las totuși, zic eu că las ceva după mine. Cum lași și tu de altfel. Sper. Emisiunile rămân. Emisiunile rămân, iar tu chiar ai emisiuni în care, apropo de versuri și texte și Așa? vorbe, tu ai emisiuni în care chiar, om, chiar spui ceva și chiar învață omul ceva. Află ceva. Ai mare lucru. Adică nu sunt niște banalități pentru că te duce capul. N-ai tu nicio vină. Pe mine sau, mă rog, pe cei care vin aici în fața mea. Pe păi da, dar nu cred că tu îți place să chemi idioți, că îți pierzi vremea. Asta înseamnă că sunt mai deștept dacă m-a chemat boda proste să rămâne. <laughs> Și uite așa, am mai pus o cărămidă la acest șirac de podcasturi cu care mi-am propus să ne destindem, să ne apropiem, să aflăm ceea ce nici prin cap nu ne trecea, în general, să fim mai înțelegători, mai zâmbitori, mai buni ceea ce cred că o să și descoper mai jos în comentarii, pe care abia aștept să le citesc. Sărbători fericite în continuare și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună!